Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la emisiunea Punctul pe azi. Recensământul 2014 și rezultatele acestuia este subiectul emisiunii din această seară. Rezultate pe care le-am așteptat 3 ani, dar care odată publicate au stârnit cel puțin unele semne de întrebare. Suntem tot mai puțini cei care am rămas în țara, asta arată cifrele. Pe de altă parte, o bună parte din cetățenii care locuiesc în Chișinău nu au fost chestionați. De ce a durat atât de mult procesarea datelor, dar și cât de relevante mai sunt aceste cifre astăzi, după 3 ani? Încercăm să aflăm în această seară de la invitații acestei emisiuni. Este vorba despre Vitalie Valcov, directorul general al Biroului Național de Statistică. Bună seara, bine ați venit la noi! Bună seara, bine v-am găsit! Domnul Victor Mocanu, președintele Asociației Sociologilor și Demografilor. Bună seara, bine ați venit la TVR! Bună seara! Și Mihai Bologan, doctor în economie, specialitatea statistică, director executiv iData. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! O să vă propun mai întâi de toate să urmărim un subiect, o scurtă radiografie a cifrelor pe care le-am văzut la sfârșitul acestei săptămâni trecute, după care revenim și discutăm în studio. Potrivit statisticilor, în 2014 a fost recenzată 91% din populația Republicii Moldova, iar în Chișinău au fost chestionați doar 59% din locuitori. Datele arată că 209.000 de cetățeni ai Republicii Moldova erau plecați peste hotare la data efectuării recensământului. Tot în 2014, cele mai multe orașe, 18 la număr, aveau o medie a populației între 10 și 20.000 de locuitori. Asta în timp ce la recensământul din 2004, media populației a acelorași localități era mult mai mare, de 22.000 de persoane. Raionul cu cea mai mică populație continuă să fie Basarabeasca. Cât privește repartiția pe sexe, numărul femeilor l-a depășit cu peste 100.000 pe cel al bărbaților. Din numărul total de persoane recenzate, doar 63% erau apte de muncă. Dacă vorbim de religie, aproape 97% dintre respondenți au declarat ortodoxi. În ceea ce privește alfabetizarea, tendința este pozitivă. Numărul neștiutorilor de carte a scăzut de la 1,1% în 2004 la 0,5% în 2014. Și condițiile de locuit s-au îmbunătățit în comparație cu 2004. Cel puțin asta arată recensământul. Numărul locuințelor dotate cu baie a crescut până la 48% în 2014. La capitolul telecomunicații, Republica Moldova stă mai bine. 91% dintre respondenți au televizor, iar 4 din 10 gospodării au computer și conexiune la internet. Procesul de organizare a fost defectuos atunci. Și mai ales pentru această întârziere. Datele sunt în totalitate veridice. Dumneavoastră să vă convingeți, au fost evaluări, estimări efectuate de către experți independenți. Pentru efectuarea recensământului populației și al locuințelor din 2014 s-au cheltuit 86 de milioane de lei. Următorul recensământ va avea loc în anul 2021. Așadar, avem cel puțin ceea ce ne arată recensământul, avem 2.804.801 persoane, o cifră care acoperă 91% din toată țara și doar 59% din Chișinău. Întrebarea mea pentru dumneavoastră, domnule Valcov, este de ce doar jumătate din cetățenii municipiului Chișinău au fost chestionați? Da, dumneavoastră aveți dreptate. Dacă luăm în ansamblu pe țară, cuprinderea la recensământul de populație din 2014 a avut un nivel de 91%, circa 91%. Însă, dacă excludem orașul Chișinău, unde am avut într-adevăr probleme, cuprinderea este de 98%. Deci este un nivel foarte înalt și arată o calitate destul de bună a efectuării recensământului de populație locuințelor în întreaga țară, în afară de orașul Chișinău. În orașul Chișinău, după cum ați menționat, avem un grad de acoperire de 59%, respectiv 41% neacoperire. Cauzele acestei deficiențe sunt mai multe. În Chișinău a fost mai complicat de organizat însuși procesul. A fost mai complicat de selectat și angajat personal în calitate de recenzori. În oraș a fost mai mare sarcina pe fiecare recenzor. După aceea, clar că mai târziu ne-am dat seama, dar acel chestionar care a fost aprobat de către Comisia Națională a fost mult prea încărcat, conținând 43 de întrebări, ceea ce a fost o sarcină mare pentru recenzori. Și din acest motiv, acesta este motivul pentru care avem o asemenea acoperire pe Chișinău? Nu doar, dar ca să numer mai departe, deci a fost complicat pentru recenzori de a
efectua vizitele în acea perioadă în, la domiciliu, în, în locuințe, fiindcă o parte din, din respondenți, din persoane, nu deschideau ușile. Alții, dacă le deschideau, nu doreau să răspundă la întrebările din chestionare și, și o serie de alte motive care au dus la această necuprindere. Deci, poate oamenii n-au înțeles până la capăt ce înseamnă recensământul și acest lucru i-a făcut să nu răspundă la... Este și aceasta o, o cauză, faptul că campania de publicitate nu a și-a avut efectul dorit. Și poate... puțin efort s-a depus la acel moment pentru a aduce fiecărui respondent necesitatea de a participa în acest proces, în acest exercițiu foarte important pentru țară. Domnule Mocanu, jumătate de milion aproape minus în 10 ani. E o cifră mare. Rezultatele acestui recensământ mai sunt astăzi veridice după 3 ani? Știți, puneți o întrebare foarte complicată, deoarece eu tot lucrez în acest domeniu, desfășor studii sociologice, știu cât este de complicat acum să desfășori o cercetare în teren, deoarece, iată, colegul Valcov a vorbit de faptul ăsta că, într-adevăr, persoanele sunt dezamăgite de starea de lucruri din țară și ei nu vor să răspundă la întrebările din chestionar. Sau, de exemplu, mai ales în nordul Moldovei, fiecare a patra, a cincea casă este pustie, nu răspunde nimeni. Că sunt o serie de întrebări care complică cercetarea. Ceea ce vorbim azi, dacă datele sunt valabile sau nu. Într-adevăr, sociologii, cât și demografii, dar nu numai ei, dar și reprezentanții științelor socio-umanistice, tot utilizează aceste date în activitatea lor. Guvernanții utilizează aceste date deoarece pentru a elabora politici sociale eficiente. Și, într-adevăr, avem nevoie de o bază de date serioasă. Ce ține de ce s-a, cum s-a lucrat acum la recensământul din 2014? Într-adevăr, noi nu suntem satisfăcuți de echipa aceea care a organizat și a desfășurat acest studiu și deja am vorbit astăzi cu domnul director de la BNS că într-adevăr scoatem pălărie în fața dumnealui că el a fost în stare acest studiu, această cercetare pe eșantion exhaustiv să scoată în capăt. Știți că e foarte greu având o bază de date sărăcuță, să zicem așa. Și aici este vorba că doar de municipiul Chișinău, pentru că noi știm în raioane, în comunitățile rurale s-a lucrat eficient. Oamenii, așa, știți, binevoitori, cu, așa, știți, cu simțul responsabilității, au îndeplinit acest lucru. Pe când în Chișinău, dar au clar... fost și mulți din cei din Chișinău la care... care spun astăzi că la ușa lor nu a ajuns recenzorul. Păi dacă dumneavoastră vedeți, aproape jumătate nu au fost recenzați. Clar că foarte mulți. Adică sunt o parte, poate, cei care nu au deschis ușa și nu au vrut să răspundă la, dar sunt și din cei care spun că nu au ajuns la ei. Domnul Valcov s-a referit foarte exact că la neajunsurile acestei recensământe, el a fost sincer cu noi și a spus că, într-adevăr, sunt probleme ce țin de metodologie, da? Chestionarul a fost prea mare și nu prea a fost înțeles, știu că și unii experți din România au avut pretenții la acest chestionar. Și a doua, cum s-a calculat sarcina, deoarece sunt colegi de-ai mei de Breasla care au participat la acest recensământ, spunea Victor, nu puteam într-o zi să investigăm atâtea persoane. Adică, și vedeți că nu numai că au primit chestionarele cu întârziere de câteva zile, dar și această perioadă de două săptămâni a fost prea scurtă pentru a deplini această sarcină. Și vedeți că, într-adevăr, trebuia să calculeze această sarcină, să clarifice cu remunerarea în municipiul Chișinău. Aceste lucruri nu s-au făcut, spre regret. Iar astăzi le vedem reflectate în rezultate. Dar aceste, da, într-adevăr, le avem în rezultate. Cât sunt de veridice aceste date? Vedeți, avem o bază de date. Ori ea este cu un coeficient de veridicitate mai înalt sau mai scăzut, aceasta rămâne de văzut cum o să lucreze aceste date în teritoriu, când o să începem să elaborăm eșantioane, să calculăm eșantioane, să le construim în teritoriu, dar bine că totuși s-a dus la acest studiu, pentru că
Noi participăm la o sumedenie de conferințe internaționale, nu doar la Kiev, Moscova, București, plecăm în țările Europei și știe toată lumea că până la noi... Trei ani de zile se așteaptă rezultate. Nu s-a publicat aceste date. Și întreabă, bine, dumneavoastră prezentați aceste studii, da? Mai ales demografia au probleme, dar cât ele sunt de științific argumentate? Dacă voi n-aveți o bază statistică date. Și aici... Și nu numai aceasta că avem probleme la capitolul de imagine, dar totuși, vedeți, avem donatori din Cehia, din Uniunea Europeană, din România, poate și Republica Moldova a participat cu ceva la finanțarea la acest proiect, dar... vedeți, donatorii întreabă, stați, v-am dat bani, voi și de-am și la capitolul ăsta vă bateți joc de noi. Și adică echipa albinuțele astea, domnului Valco, care au scos în capăt acest studiu, noi considerăm că s-a făcut un lucru bun. Se vor duce, se vede cont de etapa următoare, din recensământul din 2011, și noi vorbeam că, iată, noi o să susținem, noi să ne includem în această echipă ca să celebrăm o metodologie bună și măcar în 2021 deja să avem un recensământ mai adecvat, mai real. Uh-huh. Am înțeles. Da. Dacă îmi permite să adaug, vreau să-ți întreba de relevanța acestor date după 3 ani. Vreau să sociologii cunosc și toți specialiștii că datele sunt valabile parcursul a 10 ani, până la următorul recensământ. Deci noi am întârziat 3 ani, dar următorii 7 ani pot fi utilizate datele, ele sunt relevante. A doua la mână. Noi aveam nevoie pentru prelucrarea datelor, deci acești 3 ani nu este o întârziere de 3 ani. Când spune că ați întârziat cu 3 ani, nu este adevărat. Deci noi cu aceste date care am ieșit pe 31 martie, trebuia să le publicăm pe 31 decembrie 2015. Uh-huh. Deci ne luăm asupra noastră vina pentru întârzierea cu un an și 3 luni. Dar nu 3 ani, vă rugăm frumos. Ok. Domnule Bologan, vreau să ne spuneți, pentru că și până la prezentarea acestor rezultate și după s-a vorbit foarte mult și s-a pus la îndoială credibilitatea acestor rezultate. Despre asta vreau să vă întreb și pe dumneavoastră. Au fost foarte multe discuții înainte de prezentarea datelor, după, foarte din ele cu un caracter foarte nihilist, lipsit de argumente, ceea ce face destul de dificil de a întreține orice fel de discuții bazate pe fapte concrete. Spre exemplu, s-a vorbit mult că multe persoane din Chișinău n-au fost recenzate deloc. Acum colegul de platou a spus că chestionarul e greu sau perioada e scurtă. Voi spune concret din experiența mea. Familia mea a fost recenzată, a fost o doamnă, dacă mă greșesc, vice-directoare de școală, era recenzor. Foarte plăcut, foarte repede am deplinit toate chestionarele, nu mi s-a părut nimic ieșit din comun. De asemenea, în 2004 am fost chiar recenzor la recensământ, deci cu 10 ani înainte. Și am avut un sector unde am atins 97% din populație. Adică doar foarte puține locuințe, unde într-adevăr ori nu mai locuia nimeni, ori nu era nimeni de găsit până la ora 10, de exemplu. Deci trebuie să recunoaștem că problema Chișinăului este una mare și... Bine, explicații întotdeauna se poate de găsit, dar e bine că o recunoaștem și trebuie de văzut care sunt consecințele. Unele consecințe din ceea ce am observat în structurile pe limbi vorbite etnii s-ar putea regăsi acolo, deoarece nu e clar care parte a Chișinăului a fost recenzată și care nu. Ceea ce spun acum e la nivel de presupuneri, pentru că nu putem avea date reale. De exemplu, noi avem o scădere foarte, adică relativ mare etnie ruse, vorbitorilor de limbă rusă. Și nu prea este clar, deoarece în Chișinău ei sunt concentrați cel mai mult. Și este poate explicată prin faptul că anume o bună populație rusă din Chișinău n-a fost recenzată sau poate într-adevăr așa e situația. Respectiv, noi nu știm. Cel puțin când se face un eșantion, fie și pe 1000 de persoane, întotdeauna se iau o structură care repetă structura reală a populației. Uh-huh. Aceste 59% ale Chișinăului, ele de fapt reprezintă cel mai mare semn de întrebare, pentru că în rest, mai mult sau mai puțin, rezultatele sunt clare, ele pot fi utilizate. Am mai fost, vreau să mai menționez,
utilitatea datelor. Deci noi până acum, adică nu noi, statistica oficială, prezintă date care se bazează pe recensământul din 89. Deci dacă vă uitați pe site-ul statistica.media, populația noastră e 3.550.000 sau ceva de genul ăsta. Deci noi în continuare operăm cu date din 89, chiar dacă am avut în 2004 recensământ și bine, acum recent apărut și cele din 2014. Era mitul celor 1 milion de persoane plecate. Păi iată, dacă scădem din acele 3.500.000, 2.700.000 de rezidenți, avem undeva 800.000 de persoane plecate, inclusiv 600.000, cel mai probabil că sunt plecate cu totul. Și doar 200.000 sunt nerezidenți, adică s-ar putea să se întoarcă. Respectiv, datele recensământului oferă foarte multe subiecte de discuții, altele decât cele ce țin de limbă, etnie, să verifice sau nu datele. Spre exemplu, spre uimirea mea, și mi-a luat chiar vreo 2 ore ca să înțeleg acest fenomen, a crescut ponderea populației rurale în Moldova. Și deci, credeam că e o eroare și am dat să văd structură pe raioane, de ce se întâmplă așa. Până la urmă am ajuns la concluzia că în orașele mici din Moldova au avut loc o descreștere semnificativă a populației. Adică dacă în Chișinău descreșterea a fost relativ mică, în tot restul Moldovei populația urbană a scăzut foarte dramatic. Noi o să încercăm pe parcursul acestei emisiuni să le luăm pe etape aceste rezultate și să le discutăm, să vedem ce ne reprezintă astăzi aceste cifre și care este realitatea. Dar tot aici vreau să vă întreb, domnule Bologan, pentru că s-a vorbit în această perioadă foarte mult și despre faptul că aceste date ar fi fost influențate politic, dacă vreți, și că ar fi acum convenabile doar cuiva. E posibil o astfel de versiune? Păi să vedem cine se folosește de aceste dividende politice, până când nu s-a declarat nimeni că ar fi avantajat. Avem o situație când există o etnie care se declară în două feluri și există aceeași etnie care declară în două feluri limba pe care o vorbește. Și chiar am început de ieri pe pagina IDATA să fac diferite analize care de fapt demonstrează că e același lucru, contează cum sunt numite. În rest, nu văd cine ar trebui să fac panică. E o situație obiectivă în care sunt regiuni de populația mai mulți identifică ca români, sunt regiuni în care mai puțin. Deci nivelul de conștientizare, de informare, dar în esență nu vorbim despre fenomene diferite. În afară de etnie și limbă, eu nu am auzit alte speculații. Chiar și numărul populației, nu cred că cuiva e convenabil să fie 2-3-7 milioane. Clar că un număr mai mare ar fi mai convenabil. Da, am înțeles. Domnule Valco, vreau să ne spuneți, să ne explicați un pic cum a avut loc la modul practic procesarea acestor rezultate. Eu aș putea să încep de la faptul că cum a fost planificat să efectuată procesarea. Dumneavoastră vorbeați chiar la începutul emisiunii în subiectul realizat de colegii noștri de la știri despre faptul că chiar de la început au fost unele nereguli. Da, deci problema principală care a apărut încă în anul 2014, atunci când am adus chestionarele la Chișinău și trebuia să începem introducerea lor în baza de date, având echipamentul procurat și instalat, ce ține de servere, scanere, deci calculatoare, la acea dată nu dețineam softurile de prelucrare a datelor și de introducere. Din diferite motive nu s-a făcut acest lucru. Ne-am stopat cu avansarea îndeplinirii acțiunilor din planul prevăzut și iată așa a trecut anul 2014. În 2015 am făcut mai multe adresări, încercări de a achiziționa acest soft, dar era nevoie de o sumă considerabilă de bani. Între timp a crescut rata leu față de dolar sau euro și ceea ce la început costa circa 7-8 milioane de lei în anul 2015 era nevoie de circa 15 și minimum 18 milioane de lei. Bani care nu au fost identificați în bugetul de stat, dar și din partea partenerilor nu a fost acordată această asistență. De ce
anul 2015 practic a fost pierdut, mai ales că în acea perioadă a avut loc o perindare de guverne, au fost schimbate 3 guverne și cei care ar fi trebuit să se implice și să ne ajute, deci nu am făcut-o. În așa fel a trecut și anul 2015 și de-abia la sfârșitul anului, la începutul anului 2016, noi am identificat o altă soluție tehnică de a procesa datele, introducând prin metoda de introducere manuală a datelor din chestionare. Am preluat de la Comisia Electorală Centrală 100 de calculatoare tip laptop, prin comodat, gratis, practic. Am instalat o aplicație gratis de prelucrare, de introducere și prelucrare a datelor, care ne-a fost oferită generos de către Census Bureau, deci Biroul de Reșeminte a Statelor Unite ale Americii. Am selectat prin concurs 200 de operatori care au fost instruiți rapid și au fost angajați să lucreze în două schimburi. La, deci, vreau să vă informez că pe data 1 aprilie a avut loc ședința Comisiei Naționale pentru Simântul Populației și Locuinților, la care a fost stabilită data de publicare a datelor finale, 31 martie 2017. Pe data de 11 a început deja introducerea chestionarilor și parcursul a 6 luni jumătate acest personal a introdus informația din toate chestionarele de regisământ. De la 31 octombrie până la 31 martie am avut 5 luni în care s-a lucrat intens pentru a lucra cu baza de date, pentru a o valida, a edita datele, a pregăti tabelele de seminare și, deci, în așa fel, noi am ieșit cu aceste date care noastră ați făcut cunoștință de data 31 martie. Domnule Mocanu, o abordare greșită de a... o metodă greșită de a prelucra datele și de a organiza acest referendum până la urmă? Știți, n-aș vrea eu să critic tare astăzi Biroul Național de Statistică, avem cu dânșii de lucrat încă mult în viitor, dar la întrebarea noastră se răspunde în felul următor. Nu este o scuză asta că n-a fost lucrat softul, pentru că noi toți care gestionăm cercetare sociologică știm că foarte ușor se controlează banii, cât costă un sondaj, cât costă un recensământ, cât se duce la plata operatorilor de teren, de exemplu, dacă s-au alocat circa 87-89 milioane de lei pentru acest recensământ, clar că poate nu au venit banii la timp cât trebuiau și dacă calculăm 11.000 de recenzori și cât li s-au plătit în medie 3.000 de lei pe perioada aceasta, plus plata supervisorului, adică jumătate din suma aceasta s-a cheltuit pentru remunerarea muncii. Da? Dar trebuie observat că în 6 luni, cum spuneați dumneavoastră, în 6 luni s-a reușit până la urmă, chiar și manual procesarea acestor date. Eu ce vreau să spun, că trebuia să... softul trebuie cumpărat înainte de a procede la recensământ. Dar eu încotro vreau să spun, nu o să deschid multe paranteze, clar că mine m-a interesat foarte mult acest recensământ și mă doare că s-a desfășurat în așa mod, dar știu și în perioada sovietică și acum cei mai responsabili, cei mai pregătiți cadre se recrutau în departamentul de statistică, lucrau și în genere acest departament tot timpul a avut o autoritate foarte mare în Republica Moldova. Și atât domnului Ivalcov revine această funcție să ridice prestigiul acestui birou național, să aducă cadre bune. Noi știm cum s-au selectat aceste cadre pe principii de partid, ce atitudine au avut față de acest recensământ și trebuie să spunem clar astăzi spectatori că și-au bătut joc de acest recensământ din start, cum l-au planificat și cum l-au realizat și mai știm mai multe, dar noi nu trebuie să vedem numai laturile negative. Este latura aceea pozitivă, că totuși ei au putut să se mobilizeze. Și, de exemplu, eu în locul domnului Vacu n-avea să mă apuc să scot în capta la acest recensământ, că eu știu că ce eforturi mari s-au depus și organizaționale și psihologice pentru a scoate în cazul acest recensământ. De data dumneavoastră, la începutul emisiunii, ați spus care totuși este oglinda acestui recensământ și, într-adevăr, eu ieri am fost la o emisiune televizată unde s-a reflectat situația reală din satele Republicii Moldova. Chiar au dispărut 6 sate. Anul trecut doar au dispărut 6 sate. Și, da? 9 sate. Da, înseamnă că uitat. Și atunci uitați-vă, acum, într-adevăr, datele recensământului noi o să trebuie să le utilizăm numai decât în proiectul următor care vrem să facem. Noi vrem acum, iată, echipa pe care o conduc eu se ocupă de studierea constituirii clasei medii în Republica Moldova. Adică premizele
ea ca tare este foarte slăbuță după anumite compartimente. Noi practic nu avem clase medie. De data următoarea, următorul proiect care îl vom înainta și cred că va fi finanțat de Guvernul Republicii Moldova este anume de situația în sectorul agrar, anume în mediul rural. Ce se petrece acolo? Că dacă nu schimbăm actualele tendințe din procesele politice, sociale în Republica Moldova, nu o să părăsească timp de 10 ani circa 500 de mii, da? Dar în genere aici o să rămâie câțiva oameni în Republica Moldova. Adică o să dispară foarte multe localități, pentru că densitatea populației în Republica Moldova era mult mai mare decât la vecinii ucraineni și români, da? Uh-huh. Era în Republica Moldova densitatea era foarte înaltă populație. Și acum, rămânând fără piața estic, fără piața desfacere a producției prime agricole, toate că nu prea este prelucrată acum, noi vom rămânea fără primării, fără școli, fără grădinițe și aceasta se va fi în parcursul la 15-20 de ani o să fie pustie. Și de aceea pe noi ne deranjează sociologi. Clar că aceste pământuri roditoare bogate nu vor rămâne pustii. Vor veni popoare, alte etnii, vor popula aici cu altă credință și atunci vă imaginați, se duce în policlinică, da? Duce la centrul medicilor de familie sau la centrul de sănătate și acolo te tratează persoane care nu-ți cunosc limba, care e de altă rasă. Și atunci mie îmi pare că... O previziune sinistră. Da, dar aceasta e tot real. Dar e realitate, vom confrunta cu probleme păcate, foarte da. Mari. Da, domnule Bologan, vreau să vă întreb, ținând cont de aceste rezultate, la faptul că în 10 ani aproape jumătate de milion s-au tot plecat din Republica Moldova, neformal se vorbea despre o cifră mult mai mare, ce ar trebui să întreprindă astăzi autoritățile? La ce le-ar da de gândit aceste cifre? Vreau să dau o replică colegul meu de platou. Chiar și în prezent pot să intru în policlinică și în alte instituții exact, de stat, sunt pustie. Persoane care nu-ți cunosc limba. Sau e pustie și mai rău. De ce nu trebuie să dramatizăm? Chiar dacă o să vină și 30 de mii de sirieni, ei vor învăța limba română și se vor adapta. Referitor la politici, e o întrebare bună, complexă. Cred că, în primul rând, Guvernul Republicii Moldova și instituțiile de stat, abilitate, ar trebui să țină cont de datele astea, cel puțin să le citească și să le analizeze în detaliu. Sunt foarte multe procese. Am spus de creșterea populației rurale, ceea ce e paradoxal, s-ar părea că toți credeau că oamenii mai mult de la sat pleacă. Populația este îmbătrânită, deci pleacă mulți dintre cei care sunt în vârstă aptă de muncă, care ar putea să lucreze. Sunt multe alte fenomene. Clar că nu o să înceapă acum statul să promoveze agresiv unele politici demografice, moldovenii mulțiți, n-are sens. Cel puțin trebuie de gândit limpede, de văzut care e situația și de încercat de oprit acest proces. Pentru că, într-adevăr, densitatea populației era destul de mare. Noi am avut un anumit exces de forță de muncă, care, fiind ocupată în agricultură, în special, și agricultura fiind din ce în ce mai puțin dependentă de factor uman, sigur, se eliberează foarte mulți oameni care nu se integrează rapid în alte sfere, deoarece dacă serviciile s-au mai dezvoltat, industria nu prea, adică avem probleme serioase. Am înțeles. Bun, domnule Valcov, pentru ca să trecem imediat la un alt segment al acestui recensământ, vreau să vă mai întreb aici, pentru că tot vorbeam de organizare, să vă întreb cât de multă atenție s-a atras instruirii recenzorilor. Da, am avut o armată de 11.000 de recenzori care trebuiau angajați, selectați prin concurs și instruiți. Timp pentru acest lucru a fost nu destul, nu de ajuns. De ce instruirea a rămas de dorit? Cel puțin noi, pentru următoarea rundă a recensămintelor, ne propunem să atragem mai mare atenție acestui proces foarte important. În primul rând, selectarea cadrelor și, într-al doilea rând, instruirea lor, nu 2, nu 3 zile, dar poate 2-3 săptămâni.
Ok. Vreau în continuare să vă propun să urmărim un alt subiect, ceea ce ține în mare parte despre, e vorba despre subiectul care a ridicat semne întrebare, este cel legat de etnia celor care locuiesc în Republica Moldova. O să rog colegii din regie să includă acest subiect. 98% dintre cei recenzați au răspuns la întrebarea privind etnia. 74% s-au declarat moldoveni, 7% români, 6,6% ucraineni, 4,6% găgăuzi și 4,1% ruși. Comparativ cu 2004, ponderea populației care se identifică moldoveni s-a redus cu un punct procentual. Persoanele care s-au declarat români, cota lor a crescut cu 4,8 puncte procentuale față de 2004. Ponderea populației de etnie rusă și ucraineană s-a micșorat respectiv cu 1,9 și 0,8 puncte procentuale. Pentru prima oară, cei chestionați au fost rugați să spună ce limbă folosesc în vorbirea uzuală. 54,6% dintre respondenți au declarat că limba folosită de obicei este cea moldovenească. 24% folosesc în mod uzual limba română, 14,5% limba rusă, 2,7% limba ucraineană și tot 2,7% limba găgăuză. Rezultatele recensământului au stârnit mai multe reacții, mai ales în rândul celor care se declară unioniști. Într-un comunicat, reprezentanții Partidului Liberal menționează că acest recensământ este nul și mișcările unioniste, Tinerii Moldovei și ODIP spun că datele au fost fraudate. Ele consideră că nu doar 7% din cei chestionați sunt etnici români, ci mai mulți. Responsabilii de la Biroul Național de Statistică vin cu precizări. Am nevoie de sursa celor care spun că nu este așa. Au făcut cumva vreun recensământ separat despre care nu știm noi sau au o metodologie aprobată. Putem discuta. La recensământul din 2014, persoanele chestionate au avut libertatea de a refuza să răspundă la întrebările despre etnie și limbă. Așadar, 75% se declară moldoveni și 56,7% vorbesc limba moldovenească și doar 24% au declarat că vorbesc limba română. În rest avem limba rusă, ucraineană și alte. Așa. Au fost unele reacții, probabil le-ați văzut toți în societate. Întrebarea mea e dacă acea întrebare care ținea de limba vorbită a fost formulată corect, pentru că suna ea, ce limbă vorbiți de obicei? O altă formulare a întrebării, credeți că ar fi adus alte rezultate? De fapt, au fost două întrebări privind limba maternă și limba pe care o vorbesc de obicei și există unele mici diferențe între rezultate. O să dau un exemplu clar care arată situația privind limba vorbită sau identificare. În municipiul Chișinău, 49% au declarat că vorbesc limba română. În Orhei, ponderea e mult mai mică, dar asta nu înseamnă că o persoană din Chișinău merge cu dicționarul la Orhei pentru a comunica cu oameni de acolo. Deci se vorbește exact aceeași limbă, doar că în capital există un nivel mai înalt de conștientizare și mai mulți au declarat limba așa cum este de fapt. În rest, mulți se atașează nu atât de denumirea științifică a limbii, dar de teritoriu, da, sunt atașați de țara Moldovei, deci se identifică ca moldoveni și un pic încurc naționalitatea cu etnia. Și de ce avem cam în jurul Chișinăului și, dacă nu mă greșesc, la Cahul, satele care sunt aproape de prut și tradițional mai pro-românești, avem o pondere mai mare a celor care se declară români și deja pondere foarte mici în zonele populație compact de găgăuzi, bulgari, în nordul Moldovei, unde chiar și în bună parte din centrul Moldovei. Cei care locuiesc aproape din Istru, de asemenea, tot mai degrabă se declară moldoveni și limba moldovenească vorbită. Domnule Valcov, și la sfârșitul săptămânii ați făcut o replică la acest subiect. Vreți să spuneți acum ceva? Da, dumneavoastră ați menționat despre dacă au fost corect formulate întrebările. Deci acest chestionar care este consistent și conține, cum am spus, 43 de întrebări, a fost elaborat parcursul mai mult timp, circa 2 ani, cu suportul și expertiza experților internaționali în domeniu. Și noi ne-am condus nu doar la elaborarea chestionarului, dar la întreg procesul de organizare, pregătirea recensământului și efectuarea lui de recomandațiile în domeniu ale ONU. Deci există un manual special de care se conduc marea majoritate a țărilor. Și deci noi am respectat în totul recomandările și sunt de chestionar.
ce ține de aceste două momente sensibile. Pertinența etnică și limba, limba maternă, limba vorbită de obicei. Noi, dacă o să vă uitați în chestionar, am lăsat aceste întrebări deschise. Deci nu am, în alte țări să... Nu au fost variante de răspuns. Da, sunt variante de răspuns, 5, 6, 7 variante în care se bifează. Pentru a nu influența cumva procesul de colectare a datelor, în urma multiplor consultări și, deci, am luat această decizie de a lăsa aceste întrebări deschise și atunci recenzorul nostru, când intra în casă și întreba persoana de ce, ce apartenență etnică dumneavoastră aveți? Și în paranteză e scris la libera declarație a persoanei. Noi în niciun fel nu influențam. Deci cum spunea persoana, exact așa introduceam aici recenzorul. Același lucru și la limba maternă și limba vorbită de obicei. Și dacă dânsul a numit în așa mod limba, fie ea într-un fel sau altul din punct de vedere științific, noi nu am avut dreptul să facem careva schimbări. Deci la calcularea deci acestor indicatori, după prelucrarea datelor, am primit aceste cifre care sunt exact așa cum au fost ele expuse de persoane recenzate. Domnule Mocanu, v-au mirat aceste cifre? Un număr atât de mare care spun că vorbesc limba moldovenească, e un subiect care a devenit sensibil oarecum, până și demnitarii se tem să spună ce limbă vorbesc și auzim tot mai des sintagma de limbă de stat. Să fie acesta motivul care îi dezbate așa pe cetățeni? Mă știți, eu vin dintr-o instituție de cercetare științific și mie nu-mi vine greu să mă identific, da, cu etnie sau care limbă vorbită este, dar eu vreau să vă atrag atenția asupra unor lucruri, că, de exemplu, eu nu cred că de la conducerea Biroului Național de Statistică a venit o anumită indicație cu scopul de a falsifica aceste date și vă spun din ce cauză, că nu cred să fie așa o intenție, pentru că în sociologie sunt greșeli sistematice, sunt greșelile de-astea întâmplătoare, da? Nu cred eu că aici a fost o intenție din Direcția Biroului Național de Statistică, dar noi trebuie să intrăm la alt lucru. De ce? Să admitem că cifrele acestea au o doză mare de realitate. Dar totuși, de ce majoritatea moldovenilor consideră că vorbesc limba moldovenească? Și deja aici trebuie să explicăm, aici sunt mai mulți factori, sunt factori istorici, da? Când s-a format națiunea română, teritoriul între Prut și Nistru a fost... se afla în cadrul în componența Imperiului Rus, da? Și deja din 1918 deja au început să fie romanizat acest spațiu, am de zis că modernizat, mai bine corect spus, modernizat acest spațiu și de aceea o bună parte din populație identifică fiind moldoveni și că vorbesc limba moldovenească. Acest fapt, noi sociologii nu ne sperie și noi înțelegem de ce aceste persoane așa se identifică ei. Dar vedeți, pe noi altă problemă ne deranjează, că începând din 1991, de când Republica Moldova a devenit stat independent și guvernul României a acordat o asistență considerabilă pentru a moderniza acest spațiu, da? Ca elita, să zicem așa, intelectuală a Republicii Moldova să plece la sate, să discute cu oamenii, să organizeze concursuri, lecții, să discute cu persoanele, la urmă urmei, cu populația de la țară, ca să îi mai civilizeze, așa puțin să spunem. Acest lucru nu s-a întâmplat. Acest lucru, aceste surse, să zicem, financiare s-au transformat în beton, în armatură, pe aici, pe prejurul Chișinăului, pe urmă s-au transformat în imobile prin România. Cred că Serviciul Român de Informații cunoaște mai bine aceste lucruri. Deja acum guvernul României a conștientizat că nu trebuie să aibă de furcă cu unioniști de profesie. Și foarte corect a făcut guvernul României, pentru că a început ultima perioadă să financeze proiecte concrete care vor duce la apropierea acestor marilor ale Plutului. Au început concret să repare drumuri, să repare grădinițe, să repare școli, să asigură cu transport liceele din Republica Moldova. Acesta este un lucru foarte important. Și adică, aceasta nu este o întrebare simplă. Noi trebuie să aflăm, să găsim răspunsuri la aceste întrebare. Mai mult decât atât, eu vreau spectatorii canalului dumneavoastră sau postul dumneavoastră televiziune să nu creadă că eu împărtășesc idei rasiste, iată a spus colegul Bologan. Deci ce vreau să spun? Da, într-adevăr, Republica Moldova s-a
populația Republicii Moldova pe parcursul la 10 ani, cel puțin, s-a micșorat cu o jumătate de milion. Adică, și în primul rând, aceea cade la bătaie populația care trăiește în rural. Adică ei pleacă, majoritatea, n-au condiții de a trăi normal în sate, n-au apeducte, n-au canalizare, au rămas fără locuri de muncă, da, în urma distrugerilor întreprinderilor colective și au imigrat. Care în o jumătate, așa zicem, în Federația Rusă, o jumătate în Uniunea Europeană. Și pe mine nu mă sperie faptul ăsta că în Republica Moldova o să vină sirieni sau o să vină chinezi, o să vină coreieni, da, lasă vină. Dar eu încotro bat, ca dumneavoastră să înțelegeți să vină corect. Noi ne batem joc de medici și de profesori. Ei sunt oameni dotați, care au capacități în anumite domenii. Universitatea de Medicină și Universitatea Pedagogică Ion Creandă pregătesc specialiști foarte buni. Și noi, bătându-ne joc de ei, le dăm un salariu mizer, care lor nici pe o săptămână nu le ajută, le ajunge să trăiască cu familia. Și ei vor fi nevoiți să emigreze, psihotare. Și atunci... Noi o să înțelegem, vă spun că eu sunt specialist în sociologia medicinii și când vine un medic și îi spune unui copil o poezie, un basm, copilul cealaltă pregătește pentru a extirpa un dinte sau a-i face o operație în alta. Și o să vină alte persoane care e departe de psihologia neamului nostru, de obiceiurile noastre, adică o să le fi, nu v-aș dori, da, ca în sistemul de educație și sistemul de sanitar să vină, să fie majoritatea de altă etnie sau de altă rasă. Bine, dar ați fost la Spitalul Republican în ultimul timp ca să vedeți cam ce etnie lucrează acolo. Așa, ca pură informație. Adică procesul de schimbare a structurii etnice a medicilor deja s-a început și vedeți Universitatea de Medicină. Mai mult ca atât, contractul anume la specialitățile acestea este unul foarte mare și probabil cei mai mulți imigranți în Moldova vin anume pe filiera medicală. Deja nu pot să judec nivelul lor de pregătire, probabil... E la fel ca și la ceilalți. Da, bun. Vreau să vorbim în continuare și despre dubla cetățenie, pentru că și aici a fost ridicat un semn de întrebare, cel puțin. 180.000 ne arată recensământul cei care au declarat că dețin dubla cetățenie. Pe de altă parte, am văzut cifre cei drept după 2014, care dublează practic această cifră doar ce ține de cetățenia acordată de România cetățenilor din Republica Moldova. Cum ne explicăm, domnule Valcov? Cum să vă explicăm? Deci așa au declarat atunci în cadrul recensământului din 2014. Posibil că de atunci s-au mai schimbat lucrurile, 3 ani totuși au trecut de atunci, dar astea sunt datele fixate în chestionarele noastre. Și iar din nou vreau să vă spun că este la libera declarație. Dacă cineva nu a dorit să spună acest lucru, înseamnă că nu a fost fixat. Bun. Se mai era indicat, dar am discutat și mai înainte despre cei non-rezidenți. Dar vreau să discutăm în continuare și despre... faptul că aceste cifre cel mai probabil vor fi utilizate de acum încolo pentru toate datele necesare și cel mai probabil vor fi utilizate și pentru alegerile din 2018, care, iată, planul vor fi. La ce ar trebui să ne așteptăm? Așa, aș putea să vorbesc la acest capitol mult timp. Știți, într-adevăr, vrem să fie făcută o regulă în listele astea electorale, că dacă dumneavoastră observați că se vehiculează multe cifre, chiar atât 3.200.000 sunt listele alegătorilor împreună cu Transnistria. Fără Transnistria suntem 2.800.000. Nu de la aceasta să fac calcule. Nu, analiza nu se începe la ce. Pur și simplu, câtă populație reală a participat la alegerile parlamentare și prezidențiale? Da? În jur de 1.500.000-1.600.000. Da? 1.600.000 au participat real, da? Spre spunem că au votat atât. Acum uitați-vă, dar cât populație avem noi adulte de la 18 ani în sus? Păi iată, ne vorbeam în 2014 despre 2.800.000. Nu, asta listele alegătorilor. Alegători. Da, dar noi vorbim populația adultă în Republica Moldova de 18 ani și mai mult. Pare mi se că, domnul, nu o să-mi dați voi să greșesc, că e undeva 2 milioane și ceva, da? Că scădem 20% din 2.800.000 și atât iese. Dar noi calculăm sociologia altă. Uitează, este rata
oficială de participare la alegeri, care este de 60%, da? Jur de 60%, și asta, rata oficială și rata reală. Adică cât minus migrația, care au părăsit țara și n-au votat în țările de destinație. Și nu, nerez că rata reală este un milion și asta, rata reală de participare la vot este circa 80%. Numai puțin de 80% din populația reală care e Republica Moldova a participat la vot. Ceea ce ne pune pe noi pe gânduri, pentru că cunoaștem în satele mici, în comunitățile rurale mici, acolo este o sărbătoare la alegeri, și-au pus o cămașă albă, un costum, se duce și votează. Pe când în Chișinău, tot timpul au votat în aproape jumătate din populație, da? Au fost unele cazuri când au participat și mai mult 60%, dar ca tare, în Chișinău se prezintă mai puțin la urne. Și uitați-vă, aici apar foarte, foarte mari semne de întrebare, că de ce recensământul s-a reținut mult. Pe urmă, în genere, mulți erau pesimiști, domnule Falcu, mulți erau pesimiști care se gândeau că stai, dar n-a să vină cu recensământul după 2018, în 2019 să vină cu recensământul, adică să nu putem efectua un control eficient din partea societății civile asupra procesului electoral. Uh-huh. Așa că o să ne rămâne doar aceea, să totuși să facem ordine în listele electorale și să vedem să nu se întâmple falsificări în 2018. Noi vom fi cu ochii pe concurenții politici. Da, vă rog. Da, noi am făcut o estimare a ratei reale de participare, deci cea oficială a fost de 53% în baza listelor. Cea reală e undeva 63-65%, dacă luăm strict populația de pe teritoriul Republicii Moldova, adică scădem cei care au venit cu autobusele din Transnistria, scădem 130.000 care au votat peste hotare, nu ne rămâne mai puțin de 1,5 milioane. Și raportat undeva la 2 milioane și vreo 200.000. Deci, respectiv, undeva 2-3 real au participat. Ceea ce e destul de ok, adică nu e exagerat de mare și nu e exagerat de mic și n-ar trebui pe nimeni să deranjeze foarte mult. Eu îmi semn de întrebare cât sunt peste hotare care mi-au cetățenii și ar putea să voteze sau nu, pentru că ei nu mai sunt rezidenți. Și până la urmă ajungem la două noțiuni complet diferite. Numărul de rezidență în Republica Moldova, care este o populație, și numărul de cetățeni cu drept de vot, care include și Transnistria, care nu inclus în recensământ, și foarte mulți care sunt plecați temporar sau pe o perioadă mai lungă peste hotare. Și am spus că asta pot fi și 800.000. Respectiv, probabil la nivel de controlul documentelor, spate de cumva de dus evidență, cel puțin câte documente sunt peste hotare care ar putea să participe. Pentru că mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Bine, rezultatele acestui recensământ au scos la iveală mai multe realități. Avem încă și la această oră doar 48%, dacă nu greșesc, la 100% din populație care are o baie elementară în casă sau un WC-ul și mai puțin sunt. Deci sunt realități crude, din păcate, dar vreau să mai vorbim în continuare și despre faptul, spuneți dumneavoastră, în 2021 urmează un alt recensământ și totuși pe acest chestionar a fost un cod de bare, dacă nu greșesc, atunci când venea recenzorul la tine la ușă, cel puțin mie mi s-a spus că, iată, datele acestea vor fi cumva prin acest cod de bare, nu știu exact cum are loc această procedură, urma să fie introduse în calculator, astfel încât datele să fie procesate mult mai ușor. De ce până la urmă nu s-a folosit acest lucru? Spuneam că inițial noi ne propuneam să scanăm aceste chestionare, să fie introduse, deci automatizat. Nu s-a reușit, din diferite motive, am spus, am enumerat. Acest cod de bare nu a existat și a fost posibilă doar introducerea manuală, care a fost și mai ieftină. Deci doar 8 milioane a costat față de 15 sau 18 milioane de lei. Nu este o tragedie faptul că s-a introdus manual. Vreau să relatez sau să menționez că în România atât recensământul din 2001 cât și cel din 2011 a fost, informația din chestionare a fost introdusă manual.
Avem foarte puțin timp, așa că o să vă rog pe scurt fiecare o concluzie la final, recensământul în 2021. Ce se va întreprinde? Vom vedea poate atunci tehnică, să se introducă aceste date digital ca să nu mai avem aceste erori umane? Sau? Exact, dumneavoastră ați prevăzut ceea ce am vrut să spun eu. Următorul recensământ va avea loc în 2021, deci lecțiile au fost învățate în acest recensământ și noi ne propunem ca acest recensământ să fie ultimul când s-a efectuat pe spor de hârtie. Deci vom implementa tehnologii noi în formă de planșete, informația va fi colectată rapid, va fi introdusă în baza de date și foarte rapid va fi procesată. Domnule Mocanu, spuneați de metodologie că nu a fost una... Eu vreau cu altceva, câteva secunde la dispoziție mi-a spus eu și îmi doresc să majorăm salariile medicilor, mai mult finanțare în învățământ, în educație, în cercetare și să pregătim mai multe cadre bune, profesioniste, ca să facem un recensământ bun. Așa. Și de metodologie trebuie schimbată? Și metodologie ne vom include și vom ajuta Biroul Național de Statistic să elaborăm un chestionar bun. Aceasta suntem în stare noi singuri să-l facem. Uh-huh. E posibil? Trebuie finanțe mai multe? Nu, eu am de metodologie, nu putem aici. Pentru tehnica care e necesară în 2021. Deci costul ar putea fi aceleași. Ar putea fi mai mare, dar ar putea fi aceleași. Avem exemplu Poloniei, care în urma efectuării recensământului în bază de noi tehnologii, costurile au fost mai mici decât cel precedent în bază de spor de hârtie. Domnule. Cred că Biroul de Statistică ar trebui urgent să ajusteze toate seriile de date la datele recensământului, pentru că nu mai putem lucra cu date din 89. Autoritățile centrale, locale trebuie să țină cont de noile realități și să elaboreze toate strategiile locale, naționale în baza lor. Referitor la recensământ pe planșete, nu știu, din punct de vedere economic, dacă e foarte rezonabil, pentru că iese că vor fi utilizate, nu știu, 10.000 de planșete doar pentru 2 săptămâni. Și mă apare întrebare ce facem cu ele după. Trebuie să mă la agricol. Urma... Nu știu, a fost avem răspuns. Da. Okay. Care e răspunsul, spuneți? Deci, aceste tablete sau planșete vor fi utilizate la recensământul general agricol, care ne propunem să fie efectuată în următorul an, în 2022, inclusiv cu participarea celui personal instruit la recensământul populației și locuințelor din 2021. Uh-huh. Apoi, aceste tablete vor fi donate unor școli, licee. Stabilirea eșantionului, cât este de important pentru 2021? Eșantionul e exhaustiv, toată populația recenzată. Deci vorbim de recensământ care e opusul la sondaj. Vorbim o cercetare de pilotaj, pe urmă o cercetare de verificare după recensământ, adică se va munci. Am înțeles, pentru că emisiunea noastră a ajuns la final, vom mai reveni la acest subiect cu neapărat, dar acum trebuie să mergem în studioul TVR1 de la București, acolo unde se află colegul meu Mihai Constantin. Bună seara, Mihai! Ce știri au pregătit colegii pentru telejurnalul din această seară? Bun găsit, Irina! A durat cât 26-27 de ani ca să scăpăm de acea teamă comunistă a colectivismului și după 1990 ne-am împrăștiat fiecare pe parcela lui. E bine, a trecut iată mai mult de un sfert de secol pentru ca oamenii să înțeleagă că în asociere stă puterea și un mare lanț de hipermarketuri din București a făcut un astfel de aranjament cu fermierii din jurul capitalei României pentru ca să aducă legumele foarte repede și foarte proaspete la un preț foarte corect în magazinele noastre. Nu facem reclamă nimănui, ci dăm doar ca exemplu acest model, pentru că știu că și Republica Moldova are un exces de producție legumicolă și agricolă în general și se pare că unde-s mulți puterea crește cu adevărat. Mai avem și un reportaj foarte interesant despre cum au fost primiți soldații români, americani și britanici în nord-estul Poloniei, acolo unde au fost trimiși ca să securizeze granița Alianței Nord-Atlantice. O să vedeți de ce se bucură localnicii. Dacă știm puțină istorie, putem înțelege de ce se bucură. Dar dacă venim în prezent, asta înseamnă foarte mulți bani și stabilitate în regiune. E un reportaj pe care vi-l recomand și vă aștept imediat cu toate știrile relevante ale zilei. Mulțumesc, Mihai. Domnilor, eu vă mulțumesc mult pentru participare. Sperăm că lucrările și activitatea a început deja pentru recensământul 2021.
Așa, vă aștept și cu altă ocazie la TVR Moldova, neapărat. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Nu uitați să lăsați mesajele și comentariile pe adresa electronică a emisiunii .pez@tvr.ro sau pe pagina de Facebook a emisiunii .pez. Toate știrile cele mai noi, cele mai importante le găsiți pe site-ul tvrmoldova.md. Eu sunt Irina Pejonaru și din numele echipei vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți. La revedere!